Pe parcursul a câteva săptămâni, reprezentanții Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Roman vor împărți alimentele venite de la Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate, program finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul României 2015-2016. Începând de luni 11 iulie am început distribuirea pachetelor primite de la Uniunea Europeană. Au fost programate diferitele categorii de beneficiare a acestor alimente și ne-am propus ca în perioada 11 iulie 15 august să distribuim toate aceste produse către cei 4.800 de beneficiari ai acestei forme de sprijin din partea Uniunii Europene. Persoanele nedeplasabile pot desemna pe altcineva să le ridice produsele, dar pentru acest lucru e nevoie atât de documentul de identitate al beneficiarului real, cât și de cel al persoanei care vine să preia alimentele. Fiecare persoană cuprinsă în acest program va primi făină albă de grâu 1 kg, mălai 2 kg, paste făinoase 400 de grame, ulei 2 litri, zahăr 1 kg, conservă de carne de vită 300 de grame, conservă pate de ficat de porc 200 de grame, orez 1 kg, conservă de pastă de tomate 400 de grame și fasole boabe 500 de grame. Momentan nu sunt probleme în distribuirea acestor pachete. Am trimis în științări către toți beneficiarii să se prezinte la anumite zile și la anumite ore, astfel încât să evităm aglomerația de la depozitul Direcției de Asistență Socială.